îi prezentăm clientului tot ce înseamnă crema cafele, tot ce înseamnă gustul, în funcție de cantitatea de arabica și robusta din rețeta cafele, din miscela. Deja intervine factorul uman, trebuie să avem grijă foarte mare cum o râșnim, cum o presăm și temperatura din la espresso. Noi avem 6 sortimente de cafea, de la foarte de la 100% arabica în jos. Adică cu cât mai mult robusta, cu atât mai multă cremă. De fiecare dată încercăm să îi arătăm clientului exact ce înseamnă o proporție mai mică sau mai mare de cafea robustă, respectiv mai multă cremă și cofeină.